Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou unboxing. Astăzi o să scoatem din cutie un multimetru și am să vă arăt cam la ce ați putea să-l folosiți, să măsurăm diverse chestii, că de asta este multimetru. Acesta este un multimetru foarte popular, adică este folosit de foarte multă lume, din ce am văzut, se găsește cam peste tot. Modelul vedem aici în partea de jos, un DT-830B. Este practic un no-name, o chinezărie, dar o chinezărie foarte accesibilă la 20-30 de lei, care își face treaba foarte, foarte, foarte bine. O să vedem în minuturile care urmează despre ce este vorba. Pe spate avem o serie dintre specificații, putem să măsurăm curent continuu, curent alternativ, amperaj, rezistențe, diode și tot felul de nebunii de genul ăsta. Puteți să puneți pauză, așa văd că este focalizat, nu? Este focalizat perfect. Puteți să puneți pauză dacă sunteți doritor să vedeți ce și cum, ce măsoară și la ce voltaje, amperaje și ohm și alte nebunii de genul ăsta. Dar destul cu vorbăria, uite, vedem aici, avem digital multimeter, același model și cam așa scrie și aici, aceeași chestie. Și cam aceeași chestie este și pe acest lateral. O cutie, un carton destul de ieftin, pentru că este un produs ieftin, ce să mai. Așa, să-l scoatem din cutie, acesta este produsul. Da, și să vedem ce mai avem în pachet. Avem și cablurile cu care vom face măsurătorile. Și să vedem ce mai găsim. Și manualul de instructions. Așa, și cam ataete. Cutia goală, haideți să scoatem din țiplania, să tragem așa un cutter peste el, așa, să-l despachetăm, desigilăm, des, așa, dăm la o parte hârțoagele și vine aici, văd eu, cu două șuruburi, trebuie să le scoatem ca să-i punem o baterie de 9V. Revin imediat să caut o baterie de 9V, o să vă arăt imediat și bateria de 9V. Mamă, ce mișto se vede negru ăsta, așa, zici că e bele. Bun, și am revenit cu bateria, am căutat baterii și am găsit de toate felurile, toate națiile, vedem care, cum funcționează, nu mai știu dacă sunt încărcate sau nu, așa că o să le testăm acum. Fix pe acest unboxing. Hai să, ce să mai, deja am făcut unboxing-ul, acum trecem la review, aș putea zice. Hai să desfacem aceste șuruburi care sunt foarte încăpățânate și nu vor să se desfacă. Eu cred că am ales șurubelnița potrivită, sper. Sper că am ales șurubelnița care trebuie. Mamă, dar asta e super încăpățânat. Să moară Jaxana dacă vrea. Hai că a luat-o. Mi-a luat și mâna, mi-a transpirat și un pic mâna. Hai că dăm cu el că nu e problemă. Nu se crapă nimica decât ecranul. Ok, hai să vedem. Oh, 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 oh. Ce ai făcut, Bobiță, că avea baterie? Stai așa un pic. Stai un pic, Bobiță, că avea baterie. Super tare, mă. Dar nu s-a consumat asta? Sau trebuie să o scoatem? Stai un pic așa că nu e așa. Stai un pic așa că nu e așa. Văd că este sigilată cumva. Păi și nu s-a descărcat asta stând aici? Bună întrebare, nu? Are o folie pe ea. Să-i dăm noi folia asta jos. Nu prea îmi plac mie foliile. A, păi și o să facem teste pe bateriile pe care le-am adus eu. O să facem teste, vedem care e cea mai încărcată, care e cea mai bună. Bun, gata. Am scos și ăsta și punem la loc, da? Deci aici bornele le conectăm invers, adică bam bam, ca să poată să funcționeze. Uite, și punem și noi frumos aici. Și venim cu căpăcelul magic. Zbam, zbam, zbam. De ce se încăpățânează? Că aparent cablul ăsta nu vrea să stea pe aici. Ok. Aha, hai că l-am desfăcut, dar de pus să-l mai pun la loc. Asta e întrebarea. Ăla e tat. A făcut clank, dacă a făcut clank e perfect. Băgăm primul șurub.
Băgăm și al doilea șurub și îi dăm drumul la treabă. Înfiletăm cu forță. Forțichii. Îi dăm și lui ăsta niște filetare. Înfiletează-te! Uite, merge mâna la băiatul, n-ai treabă. Așa, bun, forțichii, hai să vedem, să-l testăm. Ia uite-l mă cum funcționește, mamă, duduie. Hai să-l conectăm, bam, desfacem cablurile și ne apucăm de teste. Facem teste, avem baterii, avem tot și mai am și eu niște baterii de 1.5V. Avem aici două cabluri, negru este masa, adică minusul, și o să-l conectăm aici jos, în ultimul unde scrie aici com, da? Iar dacă vrem să măsurăm curentul, cum este cazul nostru, adică să-l legăm în paralel, știți măcar ce este paralelul, adică da, seria și paralelul, măcar ați învățat și voi la școală, dacă nu o să învățați, o să punem aici, în al doilea, dacă vrem să măsurăm curentul continuu sau curentul alternativ și o să vorbim imediat și ce înseamnă curent continuu și curent alternativ și unde îl găsim și toate cele. Da? Iar pentru amperaje o să-l punem în a treia găurică aici dacă măsurăm amperajul, dar nu o să măsurăm astăzi amperajul pentru că nu am niciun consumator și dacă vreau să măsur amperajul trebuie să leg acest multimetru în serie cu tot circuitul respectiv. Da? Deci trebuie neapărat să avem un consumator ca să putem să măsurăm amperajul. Noi vom măsura curentul din niște baterii și o să îl punem pe a doua poziție, plusul. Ok, bun, au intrat aici conectorii și acum ne apucăm de treabă. Avem în partea stângă DCV și în partea dreaptă ACV. ACV este curentul alternativ pe care îl găsim în prize, da? Și poate să măsoare până la 750V. Bine, noi nu avem 750V în priză, avem undeva la 200 și un pic, 220 ne spun cei de la Enel, dar nu cred că avem mai mult de 215 sau 213 pe acolo pe undeva. Iar DCV este curentul continuu pe care îl găsim în baterii, acumulatori și ne-l dă generatoarele și alte chestii de genul. Și vedem că poate să măsoare până la 1000V. Noi o să măsurăm niște baterii de 9V. Și mai am aici două baterii de 1.5V plus un acumulator de 3.7V la 2000 și un pic, parcă 2200 de mAh, în fine. Da, și o să ne ducem acum pe 20V, că na, cam acolo ne situăm noi, 20V și hai să măsurăm. Avem aici prima baterie, cred că e cea mai consumată, cea mai tăvălită baterie. Duracell-ul ăsta, care cred că e și expirată. A, nu, expiră în 2020. Nu este expirată, dar arată așa, tăvălită. Și avem borna asta mai subțire, care este plusul. Și borna mai lată, mai groasă, mai lată, da? Cu diametru mai mare, care este minusul, da? Avem aici plus și aici minus nu mai scrie. Bun, hai să punem. Am zis că plusul este cu roșu. Și hai să măsurăm. Deci roșu. Stai așa că nu se vede nimic. Roșu. Mamă, stai că... Trebuie să mă dau pe o parte așa, roșu, ca să vedeți și voi, și negru, da? Stai, ăla e, ho, stai că e încărcată, prietena, așa ai făcut, 960, duduie bateria, duduie, bun, next, deci asta este bună. Hai să vedem coda cu asta, hai să punem invers, și dacă greșim polaritatea, hai că o să vă arăt dacă punem invers, o să vă apară valoarea cu minus. Stai mă, așa. Da. Hai că nu mai reușesc eu cu mână să le țin pe amândouă. Așa. Vedem că asta e cam descărcată. E cam 5V. Deja e descărcată bine la 5V 54. Vedem că avem un minus în față. Deci am greșit polaritatea când arată așa, da? Minus 5V. Deci avem un 5V. Este descărcat coda cu ăsta. Avem aici un GP Ultra. Hai să-l măsurăm și pe ăsta să vedem ce valoare ne dă. Ok, avem un 9.36, 34, 35, 36, pe acolo, mă rog. E și asta ok, e trece de 9V, deci este în regulă. Avem un Camelion, auzi ce firmă. M-am doresc spatele să moară Jaxana, dacă te mint. Așa, bun.
Vedem că asta e cam cea mai încărcată, 960, duduie, camelionul ăsta. Dacă s-a întrebat cineva dacă mai există baterii 777, special am ales-o pentru acest test. Aici avem așa, borna cu plus, borna cu minus. Și trebuie să facem ceva de genul. Stai așa, că m-am încurcat în căblăraie. Da, e cam dificil să și filmez, să și iei voltajele. Avem un 1.41, 1.40 pe acolo. Este cam descărcată, nu trebuie să depășească, trebuie să aibă undeva la 1.6, 1.7 o baterie de 1.5V care să fie încărcată. Hai să vedem și acest Duracell. Duracell-ul și el este cam descărcat, 1.36. Este un pic mai descărcat decât 777-le. Sunt baterii muncite, de asta v-am arătat diferite voltaje, să vedeți că aparatul nu ne minte. Și avem aici acest ultima chestie pe care o să o măsurăm, este acest acumulator. Avem aici plusul, iar aici minusul. Eu am pus acești magneți luați de la un hard disk vechi pe care l-am demontat și astea putem să le punem doar așa, dacă se și lipesc, mă rog. Așa și așa. Și ce? Nu se întâmplă nimic? Aparent nu. Hai să vedem. Da, acum avem o valoare de 3,99 și ar trebui să aibă undeva, cred că să sară un pic de 4. Da, este încărcat. Nu foarte încărcat, dar este încărcat. Este încărcat, adică sare de 3,7V. Dacă este peste valoarea de pe ambalaj, ca să spun așa, înseamnă că este încărcat. Asta jucărie, puteți să vă jucați cu ea și așa vedeți și voi dacă... Deci nu vă mai merge telecomanda, scoateți repede bateriile și le luați la testat. Dacă aveți 1.3V per baterie, înseamnă că sunt descărcate și ar cam trebui să le schimbați. Mamă, deja de 12 minute vorbesc de multimetrul ăsta și cred că aș mai vorbi încă 12. Bun, cam asta este jucăria. Acum dacă vrem să-l dăm, îl ducem în poziția off. Bam, bam. Aceasta este poziția off, aici sus. Avem o teșitură așa cu o săgețică, unde putem să ne dăm seama că ăsta înseamnă, ăsta indică faptul unde ne poziționăm. Uite cum dăm și aici. Și deja vedem că avem o avertizare de HV, adică high voltage. Da, dăm acum și s-a schimbat, de fapt s-a stins jucăria. Nu știam că are baterie, chiar nu știam. M-a făcut să mă să caut și prin sertare după baterii. Cam asta este jucăria, mie chiar îmi place, chiar mi este folositoare și mă mai joc cu ea. Mai am una asemănătoare și în capăt am niște încleștișori, niște cabluri de tip crocodil cu care pot să prind direct bornele și să nu mai scape, să nu mai fiu nevoie să le mai țin cu mâna strâns. Cam asta este jucăria, eu sper să o găsiți interesantă. Jucăria asta, puteți să o luați să vă jucați cu ea. Mare atenție, nu băgați în priză, totuși dacă sunteți mai mici și nu v-ați sfătui să vă jucați cu priza. Jucați-vă cu niște baterii, cu ceva acumulatori. Vreți să aveți un acumulator de telefon. Na, sunt telefoane mai vechi care ofereau acces la acumulator. Puteți să vă jucați și cu ăla, să vedeți ce voltaj are, ce toate cele. Cu motorașe, cu LED-uri, cu tot ce vreți voi. Puteți să vă jucați, să vedeți și voi cum funcționează, dacă sunteți curioși, bineînțeles. Cam ăsta a fost unboxing-ul și testul, ca să spun așa, v-am arătat așa pe scurt cam la ce putem folosi un multimetru, bineînțeles că el poate fi folosit la mult mai multe chestii, cum v-am zis și la început, poate măsura și rezistențe și diode și alte nebunii de genul ăsta. Bun, mulțumesc frumos de vizionare, dacă ți-a plăcut nu uita să îi tragi un like acolo, pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă nu te-ai abonat, abonează-te și activează și clopoțelul ca să fii notificat atunci când apare ceva nou pe canal și nu uita să-l distribui și tu peste tot pe unde poți, pentru că mă ajută tare, tare mult. Mulțumesc frumos și ai grijă de tine. Pa, pa!